Aș vrea să îmi spuneți ce ați vrea să mă rugați pe mine, alegătorul dumneavoastră sau al PSD, cum vreți să o puneți, nu contează. Ce ați vrea să mă rugați să înțeleg? E un moment când trebuie să avem un pic de răbdare. Înțeleg, a scăzut nivelul de trai, încercăm să-l reglăm. Înțeleg că nu e așezată societatea perfect. E impozitată munca prea mult și prea puțin capitalul. Nu se întâmplă niciunde în lume acest lucru. Din cauza unor pușuri interne. Dar vor veni reformele și lucrurile se așează de la sine. Nu mai trebuie să le impunem noi. Ele vin Câtă natural. răbdare trebuie să avem? Nu foarte multă. Vă întreabă? Nu foarte multă, fiindcă lucrurile încep să intre într-o normalitate. Și eu îmi doresc să intrăm într-o normalitate. Cred că stabilitatea politică e foarte importantă, indiferent dacă e PSD-ul la guvernare sau nu e, dacă e... Cred în proiectul acesta cu toate disputele, toate normale din interior. Acum, nu credeți că disputele, eu cu domnul Ciucă chiar nu avem dispute, mai avem divergențe și vedem lucrurile câteodată diferit, dar le comunicăm și în deciziile majore picăm de acord pe ele. Dar și în spatele meu și în spatele domniei sale sunt oameni care se doresc să facă afirmații. Mă bucur că colegii mei nu fac atacuri directe la Nicolae Ciucă. Cei din PNL au fenomenul, e în politică, e fenomenul de scăriță. Adică te iei de unul mai vizibil ca să urci și tu, crezând că obții ceva. Nu o să le fac plăcerea să le răspund. Dar cred că nu văd altă construcție politică. Indiferent de câte rele a făcut și PSD-ul, câte a făcut și PNL-ul, e un exercițiu democratic. Asta nu înseamnă că se termină pământul la noi dacă nu se mai întâmplă această coaliție. Dimpotrivă. Electoratul știe și are un simț românul, dacă ați observat, întotdeauna a împărțit putere. Asta e din teama cu comunism. Asta eu nu sunt așa convins că România își dorește un tătuc. România își dorește un guvern eficient. Chiar dacă președintele, prim-ministru sunt din alte partide, doresc o colaborare instituțională, că nu se iubește nimeni în politică. Eu, cetățeanul român, știți ce îmi doresc mult de tot și cred că toți oamenii își doresc. Noi ne dorim un lider. Suntem amețiți. Să știți că suntem amețiți. Mai le spun eu. Am avut 50 de lideri în 3 ani. Nu, noi vrem un lider. Noi vrem pe cineva care să ne spună, firește că va fi bine, bineînțeles, dar vrem un lider cu care noi să ne identificăm. Eu vreau pe cineva și de aceea vreau ca oamenii să înțeleagă, pentru că dacă eu nu știu cine este omul Marcel Ciolacu, eu nu am cum să-mi imaginez cine este politicianul Marcel Ciolacu. De ce? Pentru că sunt doar un om și eu. Și atunci eu cumva mă identific cu ceea ce dumneavoastră sunteți structural și din acea structură, amestecând totul, că asta este firesc, cu ceea ce înseamnă mediul politic, putem obține acest tip de lider. Eu, cetățeanul român, vreau un lider. De ce? Pentru că eu cred că țara asta este plină de oportunități. Eu cred că țara asta are o bază fantastică. Și cred că pe baza asta supraviețuim. Noi am supraviețuit de fiecare dată pentru că există această bază fantastică pe care nu se dezice. De pământ, de tradiții, de credință. Bă, orice s-ar întâmpla. Noi am trecut ca niciodată, noi am trecut peste, nici nu știu, un an și ceva de zile fără biserici. Dar cu păcănele. Dar
și tot n-am cedat. Noi am trecut prin orice, nația asta nu și-a revenit doar acum. Nația asta nu și-a revenit doar în 1989, acum, nu. Nația asta și-a revenit de sute de ani, de fiecare dată. Și își va reveni în continuare. Și exact, și va reveni în continuare. Nația asta are acest potențial fantastic, că l-are. Noi nu suntem nișați economic. Noi nu avem anumite nișe. Suntem atât de dezvoltați în economie, cu adevărat. Cu adevărat. De asta suntem atât de stabili. De asta vin investițiile directe. Avem acum și energie electrică, avem și hidrocarburi. Așa ne-a lăsat Dumnezeu. Și o să ne revenim mereu. Este, în schimb, cazul să nu mai ratăm oportunitățile.